Internetul e plin de diete care arată beneficiile renunțării la carne, dar fără carne multă vreme înseamnă anemie prin deficit de vitamina B12. Este unul dintre motivele biologice pentru care trebuie să ne respectăm condiția noastră de omnivori, care pot și trebuie să mănânce din toate categoriile de hrană, și de origine animală și de origine vegetală. Vitamina B12 intră în circulație, așa sunt sintetizați ulterior așa numiții acizi nucleici. Vorbim despre ADN și ARN, acizi prezenți în fiecare celulă umană. În cazul lipsei de vitamina B12 din hrană, apar amețeli și deficit de forță musculară. Dar dacă hrana nu este vegetariană, deficitul de B12 înseamnă că vitamina nu poate fi absorbită în stomac. Aceasta pentru că stomacul produce o proteină în cantitate prea mică. Se numește factor intrinsec. Cuplează vitamina B12 din alimente și în felul ăsta permite absorpția ei în intestin. Apare o afectare a stomacului, o atrofie, adică o subțiere a mucoasei stomacului. Acest factor intrinsec nu se mai secretă, nu mai cuplează vitamina B12 din alimente și apare deficitul de vitamina B12. Tiroidita autoimună poate determina carența de vitamina B12. Frecvent, deficit de B12 se constată prin mecanisme imunologice. Acești anticorpi care sunt sintetizați în tiroidita autoimună pot să determine secundar și apariția acestor deficite de absorpție la nivelul mucoasei gastrice pentru vitamina B12. Există doi anticorpi care pot fi evidențiați prin analize de sânge și care confirmă mecanismul imun al deficitului de vitamina B12.